În 2018, anul centenarului, Alba Iulia găzduia nu numai bucuria aniversării României Mari, dar și perspectiva unui proiect care avea să unească din nou țara, într-un alt fel. Drumul care unește a devenit în scurtă vreme un hashtag viral și și-a căpătat mii de adepți. 4 ani și 1400 de kilometri mai târziu, cetatea Alba Carolina este din nou în sărbătoare. E sărbătoarea tuturor celor care au făcut ca Via Transilvanica să devină realitate. Prin Via Transilvanica, eu cred că reușim pentru prima oară ceea ce, sau cel puțin pentru prima oară la o scară mare, ceea ce n-am prea reușit până acum, respectiv să valorizăm cu adevărat ceea ce avem noi mai frumos, ceea ce suntem cu adevărat și să renunțăm un pic la a împrumuta clișee și repere care să ne ajute mai mult sau mai puțin. Organizatorii de la Tășuleasa Social, voluntarii, ambasadorii proiectului, oamenii de pe traseu care au crezut de la început în reușita lui și călătorii. Se încheagă o lume și se scrie o poveste. O poveste care abia acum prinde contur și substanță. Bă, tu nu fun. Până la sărbătoare însă a fost o muncă titanică, de la concepție și până la trasarea ultimului marcaj pe traseu. E vremea pentru controlul calității, CTC-ul, iar treaba asta și-a asumat-o fără drept de apel Alin Ușeriu. A verificat fiecare kilometru și fiecare bornă, asta de vorbă cu oamenii locului, și a luat notițe, a postat pe rețelele de socializare și și-a ștampilat integral carnetul drumețului, pe care mi le arată cu mândrie când te întâlnim, deloc întâmplător, pe Terra Banatica la Prigor. Fix acolo ne-am întâlnit cu un an în urmă, când încă locurile astea erau la nivel de hartă. Astăzi m-a primit așa, călător de ocazie, în călătoria lui și abia aștept poveștile. Această experiență a fost exact ceea ce am avut nevoie acum ca să merg cu lecția pregătită la Alba Iulia și să le spun la oameni: este bine, este rău, acolo este greu, acolo să aveți grijă, acolo nu avem unde dormi, acolo trebuie să mutăm de pe asfalt drumul pentru că este periculos. Deci sunt o grămadă de lucruri care practic prin asta a început următorul proces. Deci pentru noi toți cei de la Tășuleasa, dacă totul merge bine, dacă găsim parteneri care să ne ajute să mergem în continuare, să putem să facem în continuare tot ce trebuie pentru acest drum, începe procesul de calitate, începe procesul de siguranță, foarte important. Așa că acum cunosc, cred eu că foarte, foarte bine, îl cunosc din timpul facerii, din timpul execuției. Nivelul de execuție a fost unul foarte serios. Noi am participat cât am putut de bine, dar eu n-aveam cum să fiu chiar la fiecare piatră, n-aveam cum să fac toți kilometrii, n-aveam cum să știu fiecare loc de pe Via Transilvanica, pentru că rolul meu a fost cel de a deschide porțile, de a... poate de aia mă cheamă Ușeriu. Deschis ușile. A trebuit să povestesc cu autoritățile, a trebuit să-l validăm din punct de vedere al existenței lui, scriptice, pentru că faptic a venit echipa din spate. Ei cunosc mult mai bine probabil traseul. Sau până acum. Acum cunosc fiecare metru și a fost o experiență incredibilă pentru mine. Mă întrebam, nu știu, de multe ori, era România pregătită din toate punctele de vedere pentru proiectul ăsta? Eu cred că Via Transilvanica a apărut în România exact când trebuie. Deci, din punctul meu de vedere personal și un picut subiectiv, dacă apărea când aveam noi 10 ani de organizație, cred că ne dădea pe spate, pentru că a fost un proiect nu foarte ușor. Adică toată această infrastructură națională cu 350 de tone de andezit sculptată, cu ghidul în 4 limbi, cu 107 autorități locale, unități administrativ-teritoriale prin care trece, cu aproape 2 milioane de oameni care noi cumva a trebuit să-i facem conștienți că noi suntem acolo și existăm și coexistăm împreună. Deci asta nu a fost un lucru tocmai ușor. Dar eu cred că în acest moment și România este pregătită să vină la această petrecere a turismului sustenabil cu acest proiect. Cu
Cu experiența lui El Camino la activ acum vreo 7 ani și cu experiența Via Transilvanica, marca echipei de la Tășulea sa, Alin își dă seama de efectul bulgărului de zăpadă pe care l-a împins la vale. Locurile prin care trece Via Transilvanica n-au cum să mai fie la fel, cu atâta lume care le calcă și care le povestește mai departe. Iar realitatea palpabilă din teren este că se creează un circuit social acolo. Cu cât ajung mai mulți drumeți pe traseu, se mai coace o pâine, se mai salvează o clădire, se mai naște un copil într-un sat îmbătrânit, unde s-a mutat o familie tânără căreia Via Transilvanica i-a oferit un rost. De fapt, spune Alin, despre asta e vorba în acest proiect, mai mult decât un traseu de lungă distanță. E vorba despre trezirea la viață a unor comunități. Acum îmi dau seama că toată teoria noastră în care am zis că vrem să facem o experiență în toate etajele istorice, naturale, etnice, culinare pe care le are Transilvania cu România în zona asta pe unde trece Via Transilvanica, nouă ne-a ieșit foarte bine. Deci un fel de remene al României, dacă stau să mă gândesc, nu? Este exact așa, prin fibra ei, cumva. Uh-huh. Avem ce să arătăm, dar din păcate mergem repede și cumpărăm niște salam tăiat felii și îl punem pe masă. De rușine că tocănița noastră de pui nu va fi cea mai apreciată, pentru că aia mănâncă noi, mâncăm noi săraci, nu? Și treaba asta trebuie să se schimbe de acum și trebuie să căpătăm încredere iarăși în noi că ceea ce avem noi de fapt de oferit este ceva foarte valoros, foarte simplu, foarte autentic. Hai, fugi că te-am ținut destul de mult din drum, cale bună și ne vedem peste fix 7 zile, Doamne ajută, așa să fie. Facem. Bine? Mulțumesc și să aveți și voi, mergeți cu mine bun, acasă. Drum înapoi. Bun. Îl conduc pe Alin până la o punte și îl las să-și vadă de drum, cu promisiunea că peste fix o săptămână ne întâlnim la malul altei ape, la ultima bornă de pe Via Transilvanica, atunci când călătoria lui va fi la final. Exact conform planului, 6 octombrie e ziua cea mare și întâmpină cu soare la Drobeta Turnu Severin pe călătorii care s-au încumetat să parcurgă integral Via Transilvanica. Alin a mers la pas cei 1400 de kilometri, Tibiu Șeriu și gașca de alergători au venit firește în alergare, iar Traian și Sergiu pe câte 2 roți. Exact modalitățile cele mai la îndemână să faci traseul, varianta cu calul rămânând încă una exotică pentru România. Primirea a fost pe măsura evenimentului, cu sare și o pâine mare cât Via Transilvanica, acolo în port, la penultima bornă de pe traseu, cea însemnată cu coroana de fier a României, pentru că aici a pășit principele Carol pe atunci, pentru prima oară pe pământ românesc. Părinte de drum și proprietar al bornei este chiar urmașul urmașilor lui, care a parcurs de altfel ultimul tronson cot la cot cu Alin. Ambasador Via Transilvanica, dar și călător, evident, știm asta deja. Și a fost foarte fain că ați ales să faceți măcar ultima parte din traseu împreună cu Alin. Cum au fost acești ultimi, cât? 16? 17? 17. Ceva de genul ăsta, da, nu? Da, kilometri. Da, da. Da. A fost bine, a fost frumos. În sfârșit am povestit cu Alin despre experiența lui pe traseu, care sunt foarte gelos. E o experiență care... Cred că toată lumea trebuie să aibă la un moment dat, să înțeleagă din nou ce înseamnă România, ce înseamnă un suflet care este deschis, respiră, se schimbă, dezvoltă și cred că asta a găsit Alin. Cu siguranță o să fie ce în ce mai frumos, dar acum chiar traseul este autentic, nu este cu aglomerație și cred că dacă te ruși pe traseu o să te simți așa de minunat, că ai găsit acest pelerinaj, această experiență de viață și mai ales oamenii, care este cel mai valoros lucru.
Vă era dor să faceți o drumeție pe Via Transilvanică? V-ați bucurat de ziua asta, nu? Da, a fost minunat astăzi, dar nu e prima dată când am făcut această bucată. Am și marcat foarte mult din Mehedinți. A, chiar? Ați fost, ați lucrat destul de mult ca voluntar în Mehedinți, da. Exact. Dar, bineînțeles, acum e altceva. Am făcut ca lume, ca un călător, umenind bonele și fiecare bulina. E altceva. Mai avem exact un kilometru pe care îl parcurgem cu toții, călătorii adevărați și cei de ocazie, ca să trăim măcar o clipă din bucuria lor, a drumeților adevărați. Finalul apoteotic e la piciorul podului lui Traian, la Borna 1400. Fratele meu, Tibi Ușeriu. Bună ziua, în primul rând, și mulțumim că ne-ați așteptat așa de frumos la muzeu. Să știți că este o aventură să parcurge aproape 1400 de kilometri. Zic aproape pentru că noi, socotind acum, am făcut cam în jur de 1330, pentru că am evitat câteva bucle, adică vizitele alea la biserica fortificată sau mai erau câteva edificii dintre astea de vizitat, am zis că le lăsăm să le mergem cu nepoții noștri și am zis că să nu-l facem tot dintr-o dată, am zis că să mai avem motiv să ne mai întoarcem cândva. Așa că ne-a ieșit puțin mai puțin kilometri, dar a fost o aventură, am plecat 10, am rămas 6, pe care invit pe toți aici să-i vedeți. Este foarte important să știți să-i vedeți, pentru că nu e să iei țara în câteva zile de la sud la est, este foarte, foarte fain. Pentru mine, a patra oară sunt pe acest drum, să zic, creat de Tășuleasa Social. Acum, a patra oară, sunt cap-coadă de la Putna până la Drobeta. E o onoare să fiu aici. Ce frumos! Sincer, știam de proiect de anul trecut, dar nu m-am gândit că o să fie posibil ca cineva... Mă gândeam că o să vină alergători mai buni, o să iei legătura Tibi Ușeriu cu cei de top, să zic așa. Nu mă gândeam că... Eu mă clasez undeva, iubesc anduranța, dar nu sunt mai codașă, să zic așa. Timp limită, în top 3 de la coadă, să zicem așa. Dar ai mers până la final, ceea ce mi se pare absolut fabulos, până la capăt, nu? Sloganul lui Tibi. Exact. Am văzut postarea lui Tibi și zic, mai cred că îmi dau un reset din ăsta, 23 de zile de alergare, 25 plecate de acasă, no, plus cele două mergem și la Alba și asta a fost. I-am scris, m-a acceptat și aici sunt. Sergiu și Traian au parcurs via pe câte două roți, varianta cea mai lejeră, în opinia lor. Dacă ar fi să rezumați în două, trei cuvinte experiența asta pe Via Transilvanica pentru voi, pentru amândoi, care ar fi cuvintele astea? Fiecare își ia ceea ce dorește în Via Transilvanica. Eu știți ce mi-a luat? Eu am mai zis chestia asta mai devreme, nu știu dacă ați remarcat. Eu sunt jurnalist de investigații și de 20 ani jurnalist și de 15 ani m-am pus pe investigații și dacă nu am scris despre ce de nenorocii și prostii și așa mai departe am scris. Măi, de când am plecat pe Via Transilvanica, eu am găsit 10 de reportaje faine, am și scris, în fiecare zi aproape am scris, 10 de povești faine care nu mi-a fost frică să folosesc epitet și ce am câștigat eu din chestia asta. După atâția ani de investigații, nu mai aveam încredere în România. Eu am acum încredere în România. Ce fain, ce frumos! Crede-mă! Ce fain! Tu? Alin probabil ar râde de mine acum, pentru că mi-ai spus să mă exprim în două, trei cuvinte. El încearcă mereu să mă oprească, așa, după 300, după 500 de cuvinte, că ajunge, Sergiu, gata, mai lasă și pe alții să vorbească. Să fiu sincer, mi-ar fi destul de greu să trag o concluzie așa, dar o să încerc acum. M-aș întoarce din nou la oameni, la oamenii de pe Via Transilvanica și cred că prin ei ai șansa să te redescoperi pe tine. Mergeți pe Via Transilvanica, mergeți pe jos, mergeți cu bicicleta dacă credeți că asta vi se potrivește mai bine. Nu o faceți toată odată, mergeți pe bucăți, descoperiți-o bucată cu bucată, an de an, pentru că o să, prin ea o să vă descoperiți pe voi.
Via Transilvanica înseamnă succint, patrimoniu rural și patrimoniu natural, iar mai multe jumătate din traseu trece prin pădurile României, motiv pentru care există un parteneriat temeinic cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Iar ministrul însuși a fost drumeț pe Via Transilvanica. A fost o bucățică, am înțeles, cea mai grea, pentru că am prins în ziua respectivă cea mai proastă vreme posibilă de pe tot traseul. Pe care cred că v-a pus la încercare, domnule ministru. Cred că l-am făcut bine comanda la ANM, la Agenția de Meteorologie. Au fost 7-8 grade, aproape viscos sus pe platou, dar a fost foarte frumos. Este o experiență pe care o recomand tuturor. Nu neapărat alergarea în ploaie și în frig, dar mersul pe Via Transilvanica este o experiență extraordinară și trebuie încercată. Merita proiectul ăsta și o sărbătoare pe măsură. După muncă, vine ea și răsplata. Iar data de 8 octombrie s-a notat în agenda tuturor celor care au avut chiar și puțin tangență cu Via Transilvanica. Ultimele borne montate sunt undeva pe deal la Ciugud, nu întâmplător, căci locul ăsta e deja el însuși legendar. Și în plus, e cel mai fain view către Alba Iulia, punct de belvedere și de postări pe rețelele de socializare. S-a dat liber la vandalizare, iar ambasadorii proiectului și toți cei prezenți și-au lăsat acolo gândul bun despre drumul care unește. Câțiva kilometri mai încolo, cetatea Alba Carolina a fost cucerită pentru o zi de către oamenii drumului. În piața cetății s-au adunat oameni din cele 7 ținuturi pe care le parcurge traseul. Producători locali, cei care au investit în turism și cei care fac lucrurile să funcționeze împreună, pentru a oferi oaspeților experiența Via Transilvanica într-o zi. Mă bucur să revăd prieteni vechi și să-mi fac noi cunoștințe în comunitatea asta minunată. Practic, noi astăzi venim aici fiind Munții Carpați, dar totodată în cadrul proiectului Munții Carpați avem și o locație pe Via Transilvanica. Este vorba despre cantonul Coșava. Este un canton hidroenergetic care pentru 10 ani, mai bine de 10 ani de zile a fost complet abandonat și în momentul ăsta funcționează, să zic, la standard de refugiu montan. Nu există curent, nu există semnal. Adică fix ce trebuie pe Via Transilvanica. Exact ce trebuie, da? Și faptul că te duci și ești la propriu izolat în sălbăticie, cumva te obligă cantonul. Adică dacă nu-ți culegi lemne din pădure, nu ai foc. Dacă nu-ți cari apă de la râu, nu ai apă. Nu ai apă, nu ai mâncare. Nu ai foc, nu ai mâncare. Și cumva te obligă să redefinești cumva viața ta și existența. Da, cumva te întorci la rădăcini. Înțelegi cum a fost cândva și n-ai nicio șansă de scăpare. Trebuie să-i urmezi calea. Simți că încep să se schimbe lucrurile odată cu dezvoltarea acestui traseu? Poate că încă pe Terra Banatica nu e așa de cunoscută povestea, la fel cum e deja în Bucovina sau cum e în Transilvania, dar simți că încet, încet, deja aceste inițiale VT încep să miște lucrurile? Așa e, nu cred că așa a dat drumul în adevărat în sens al cuvântului, dar șocul pe care l-am avut a fost în vara asta. Eu mergeam pe Via Transilvanica, evident, sunt drumuri pe care eu le bat și le băteam și înainte să existe Via Transilvanica și plecasem la plimbare cu căței mei și ajung, parchez mașina chiar la peștera Comarnic, parte din Via Transilvanica, și mă iau către Secoia. Spre surprinderea mea a fost că în drum de o oră și un pic de mers pe jos am întâlnit 20 de oameni și eram, m-am uitat la ceas, e sâmbătă? E duminică? Ce azi? Era un simplu joi, oamenii veniseră după lucru, cred, într-o plimbare de descoperire a unei zone pe care până atunci literalmente credeam că e a mea. Las în urmă Terra Banatica, varianta concentrată, și merg mai departe prin târg să văd cu ce se mândresc celelalte ținuturi. Am lansat în 2 octombrie, de Ziua Națională a Gastronomiei, dar și pentru evenimentul acesta, o rețetă pe care am descoperit-o într-o carte de bucată scrisă acum 60 de ani de către Iosif Strassmann, care a fost primul bucătar al Casei Regale. Wow. Și Ioan Radu, care a fost bucătarul lui Gheorghe Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu.
Este o mâncare hațegană, exact așa se intitulează, așa am găsit-o în cartea despre care vă povesteam. Mâncare hațegană de fasole cu ciuperci și costiță. Asta este rețeta originală și pe care noi, alături de partenerii noștri pe care voi deja i-ați vizitat, am adaptat-o la ceva foarte, foarte cunoscut din punct de vedere cultural și gastronomic pentru Țara Hațegului, anume virșli. Deci, dacă rețeta originală era cu ciuperci și costiță, am încercat și am făcut un test și zicem noi că ne-a ieșit o rețetă de succes de mâncare hațegană de fasole cu virșli și ciuperci. Noi ne-am dorit foarte mult ca Via Transilvanica să folosească infrastructura pe care noi deja o aveam creată în zonă. Avem 500 de kilometri de trasee marcate între Sighișoara, Sibiu, Media și Făgăraș. Și atunci n-avea cum Via Transilvanica, dacă tot trecea prin zonă, să nu ne dăm mâna și să nu fim parteneri pe această zonă, pe toată terasa Axonului. Ce aduce în plus? Pentru că voi deja sunteți o zonă super cunoscută din toate punctele de vedere. E adevărat că ați avut parte și de un ambasador cu totul și cu totul special, majestatea sa, în cazul de față, regele Charles al III-lea, care a făcut cu siguranță foarte mult bine. Dar ce aduce în plus proiectul ăsta față de ce exista până acum? Traseul în sine, ne-am gândit să treacă în așa fel încât să pună în valoare comunități care sunt la început de drum, pentru că toată lumea știe de Viscri, toată lumea știe de Biertan, evident trece traseul și prin Biertan, dar am pus în valoare cumva localitățile care au potențial, în care se întâmplă lucruri, în care comunitățile se mișcă și în care Via Transilvanica tocmai asta vine, să aducă un pic de mai multă vizibilitate acestor comunități, ca să arătăm că și pe lângă Viscri mai avem multe alte zone minunate și frumoase în colinele Transilvaniei. Noi suntem o mică părticică din ceea ce înseamnă Bucovina, Țara Dornelor. Este un loc înțesat de izvoare, stă foarte bine și la capitolul gastronomie locală, peisaje frumoase, rurale, cum ne place să vedem și să ne clătim ochii și mintea. Și de ce nu ar începe un traseu cu noi? Deci noi ne mândrim și considerăm că este un start foarte bun. Ce a adus în plus proiectul ăsta? Aduce în plus o rețea conjugată de servicii și produse locale, pentru că vorbim despre partea de cazare, gastronomie, experiențe locale și foarte mult punem accent pe experiențele outdoor. Iar Via Transilvanica nu face decât să completeze această gamă de servicii pe care noi încercăm să le oferim la nivelul destinației noastre. La ceasurile însărării, luminile s-au aprins și pe scenă au urcat câțiva dintre ambasadorii proiectului, care acum 4 ani, tot aici, credeau în visul frumos al oamenilor de la Tășuleasa. Azi nu mai e doar un vis, e un adevărat proiect de țară. Și musai să avem grijă de el. Petrecerea Via Transilvanica din cetatea Alba Carolina va continua până târziu în noapte și merită cu prisosință toți cei prezenți bucuria asta. Din păcate, eu mă pregătesc de plecare pentru că am ceva cale de bătut. Din fericire, nu merg pe jos. Ideea e că ne mai vedem și pe alte drumuri aproape, iar eu una abia aștept următoarea tură pe drumul care unește.